Bună seara, dragii mei raci! La o etalare generală despre planul amoros în următoarele 7 zile pentru voi, dragii mei, dragile mele, gândiți-vă la o persoană și haideți să vedem cam cum stați în următoarele 7 zile, mai ales că urmează sărbătoarea iubirii, cele două sărbători adoptate sau, mă rog, adoptate sau nu, Sfântul Valentin și Dragobetele. Să vedem cum stați dumneavoastră în planul amoros Zodia Racului. Haideți să vedem o recomandare generală, o energia generală a acestei etalări. Țineți cont că sunt energii colective, etalările fiind generale, nu se pot potrivi tuturor. Dragii mei raci, pentru voi se apropie un moment extrem de intens. Se apropie un eveniment care vă va cam da viața peste cap. Nu știu neapărat, o să vedem dacă este de bine sau nu este de bine, pentru că simt aici o destul de mare tensiune. Sunteți tensionați, poate că aveți de-a face cu persoane din zodia Berbec, Capricorn și Taur și Leu deopotrivă. Este un eveniment încărcat de emoții, uneori contradictorii sau pot fi și emoții contradictorii. Așteptați foarte mult acest eveniment, acest mesaj, această întrevedere, întrunire și așa mai departe, dar pe de altă parte s-ar putea să iasă cu scântei. Bun, haideți să vedem cu ce are legătură acest moment apoteotic, dacă vreți, extrem de intens. Este vorba de foarte multă încăpățânare. S-ar putea să fie așteptat foarte mult acest moment și să nu fie conform așteptărilor voastre, pentru că există aici un trecut. Posibil să aibă legătură cu o persoană din trecutul dumneavoastră și în urma acestui eveniment extrem de intens s-ar putea să spuneți stop unui trecut. Trecutul s-a dus, mai ales dacă sunteți despărțiți sau despărțite de ceva vreme, s-ar putea să puneți capăt. Adică din acest moment eu nu mă mai interesez de soarta sa, fiecare pe drumul lui, gata, până aici cred că lucrurile au fost spuse sau din acest moment, pentru că, vedeți, eu vă simt foarte tensionați, dacă vreți, foarte agitați, foarte nervoși, foarte mânioși în unele cazuri. Și cred că tot acest nivel de stres, cred că a ajuns, s-a umplut paharul în cazul vostru și cred că vă doriți din acest moment sau vă veți dori din momentul în care veți pune capăt acestui trecut, veți dori să vă bucurați de prezent în fiecare clipă. Este o schimbare de macaz extraordinară, de atitudine în ceea ce vă privește pe voi, pentru că considerați că ați fost neîndreptățiți să vă gândiți la persoane care nu investesc aceleași sentimente ca și voi, adică o relație neechitabilă. Și este vremea, cred, spuneți foarte multe dumneavoastră, să nu mai stau să aștept în van pe cineva care oricum nici măcar nu catadixește să îmi dea un mesaj. O schimbare, m-am spus, la 180 de grade din acest punct de vedere. V-ați săturat până aici sau în urma acestui, v-am spus, acestui moment, veți ști foarte, foarte clar că trecutul s-a dus. O despărțire, jumătate de an, un an de zile, litera I, T, B, de asemenea, D, foarte mult. Relație de trio, prea mult ați, de aici este relație de trio. Ați vrea reciprocitate în iubire, poate că dumneavoastră ați dorit acest lucru, să vi se înapoieze ceea ce dumneavoastră ați dat. Este vorba și despre cineva care este căsătorit în momentul de față, ori dumneavoastră, ori cealaltă persoană, ori mai răuți s-ar putea să aflați că persoana cu care ați fost se căsătorește, se recăsătorește sau în timpul în care sunteți împreună va face această alegere, dumneavoastră fiind, bineînțeles, dat la o parte.
Cred că acest eveniment are legătură, acest eveniment apoteotic, v-am spus, încărcat de furie, de mânie, are legătură cu acest trio. Dar haideți să vedem ce mesaj, nu știu dacă v-ar mai da această persoană acest mesaj, dar noi încercăm marea acusarea. Vă gândiți foarte, foarte mult. Da, se va, în orice caz, să știți că se va alege. Veți afla foarte clar despre o situație destul de neplăcută. Că veți afla despre această persoană, v-am spus, că este cu altcineva, că s-a căsătorit, că s-a recăsătorit, că a cerut mâna cuiva sau că își dorește altcineva cu altceva sau că s-a întors la relația dinaintea dumneavoastră. Tot ce este posibil. Chiar mă gândeam despre ce eveniment este cazul, dar această lună roșie înseamnă conflict, înseamnă nu crăpătură, cum se numește, ruptură. În orice caz, să știți că dacă stăm să ne gândim la tot răul este spre bine, măcar aveți certitudinea unui trecut care trebuie încheiat. Și să treceți de, v-am zis, de gânduri la ceva real, concret, să vă bucurați de ce aveți în prezent, de lucrurile pe care Universul vi le oferă și pe care nu poate le-ați văzut. Sau dacă Universul v-a oferit anumite, eu știu, oportunități, dar dacă voi ați rămas cantonate în trecut, normal că nu le-ați văzut, au trecut oportunitățile pe lângă dumneavoastră. În orice caz, este o dată de 4, în 4, poate 4 zile, cine știe, persoane cu tenul închis, cu ochii căprui, poate să fie energia feminină. Energia feminină se roagă să afle un răspuns clar. Va mai fi cu mine sau nu va mai fi cu mine? Dar în urma acestui moment extrem de intens, trecutul pentru voi se încheie, fiind, bineînțeles, pregătiți pentru o viață cu totul și cu totul nouă. Haideți să vedem și un mesaj din partea Universului pentru raci. Vedeți că în ultima perioadă ați tot stat așa într-un dezechilibru. Viața voastră nu prea s-a derulat așa cum ați dorit, ați acumulat foarte multe frustrări, cumva poate că v-ați dezamăgit în unele cazuri pe voi sau ați avut senzația că din cauza voastră s-au întâmplat toate relele pământului, ceea ce nu este normal, adică nu este normal, nu este cazul. Poate că și în momentul de față vă simțiți un pic în dezechilibru pe toate planurile și mai ales pe planul, din punct de vedere al planului amoros. Vă gândiți la foarte multe lucruri, dar totul depinde de acest eveniment sau poate de această discuție. În funcție de această discuție, cu siguranță veți face niște schimbări extraordinar de mari în acest plan amoros, pentru că este foarte important pentru voi să lăsați un trecut în urmă și să fiți orientate către o nouă etapă importantă în viața dumneavoastră. Este de asemenea extrem de important să nu vă luați foarte în serios în această perioadă, nu știu cum să vă zic, să nu luați lucrurile foarte în serios, foarte în tragic. Pentru că s-ar putea să experimentați episoade din sfera depresiei, dacă vreți, sunteți decepționați, decepționate sau puteți deveni ulterior decepționați, decepționate. Faceți pe cât posibil ca lucrurile să se întâmple cât mai pozitiv posibil. Este greu de făcut, ușor de zis, bineînțeles, greu de făcut. Și de ce vă spun acest lucru? De ce supraviețuiți? De ce treceți de această situație și de ce vă veți reechilibra? Pentru că veți fi foarte norocoși, să știți. Adică dacă priviți partea plină a paharului, racii de fapt trebuie să privească partea plină a paharului, adică nu totul este tragic, pentru că, ce să vedeți,
Destinul vă pregătește o altă iubire, dacă vreți, pentru că aici, cred că v-aș traduce textual, este un timp magic care se va întâmpla în viața dumneavoastră și dorințele garantat vi se vor împlini. De asta zic că chiar dacă în momentul de față pare că lipsiți, pare că sunteți lipsiți de noroc, pare că norocul v-a părăsit de fapt, este exact contrariul. Încercați pe cât posibil să, la fel, este ușor de zis, greu de făcut. Sunt două mesaje care vorbesc despre dorința sau de recomandarea Universului de a vă bucura de fiecare clipă, de a privi lucrurile cu mai multă bucurie. Sunteți extrem de triști, extrem de triste, dezamăgit, dezamăgite, cumva mergeți așa cu rutina zilnică, parcă nimic nu vi se mai întâmplă sau nu aveți speranța că vi se mai întâmplă ceva drăguț sau aveți senzația că nu veți mai avea parte de a trăi niște pasiuni, de a vă umple niște goluri, de a mai vibra la atât de înalt. Dar v-am zis, nici nu știți câte lucruri frumoase veți primi din partea Universului. Oportunități sunt și cred că au mai fost între timp, doar că dacă ați rămas acolo în trecut, s-ar putea să fi trecut pe lângă voi. Așa că posibil să aflați această, să aveți această discuție cu persoana. Posibil să fie o discuție finală în care veți avea de împărțit argumente, contraargumente, iar în urma acestora veți ști foarte clar ceea ce trebuie să faceți. Veți încheia, posibil foarte mulți dintre dumneavoastră, un capitol și veți începe o viață cu totul și cu totul nouă de care vă veți bucura. Există foarte multă bucurie. Ce să vă zic? Adică nu pot să zic că nu. E adevărat, veți fi și triști, veți suferi, poate cumplit, vă va durea, oricum în momentul de față vă doare și suferiți. Dar mai grea este îndoiala decât certitudinea. Că în momentul în care aveți o certitudine, până la urmă știți foarte clar ce trebuie să faceți. Se suferă, este o perioadă de doliu emoțional, după care, după noapte, ia uitați, vine soarele. Deci la voi totul este către bine. Adică balanța se echilibrează, de fapt ce se echilibreze? Că balanța se înclină în favoarea dumneavoastră cu acest noroc în plan amoros, cunoscând o persoană optimistă. Ori dumneavoastră vă recăpătați echilibrul devenind o persoană optimistă, veți ieși din acest pesimism și veți avea parte de, veți trece de această mânie, de această furie, de această neiertare și vă veți ierta pe voi. Este o luptă cu voi pe care o veți câștiga sau gândiți așa, dacă ați pierdut o luptă, n-ați pierdut războiul. După întuneric, la voi vine lumina. Noi etape de care vă veți bucura și sunteți mai hotărâți decât niciodată să trăiți prezentul. Deci de aici înainte sau după acest eveniment pe care îl veți trăi, parcă sunteți mult mai determinați să vă trăiți viața. Indiferent despre ce vârste vorbim. Este ca și cum spuneți din acest moment, eu contez, trăiesc fiecare clipă, nu mă mai interesează de X, de Y, fiecare are casa lui, fiecare are familia lui, este momentul să mă simt și eu bine, pentru că nu am 7 vieți, am una de care știu. Pe asta trebuie să o trăiesc. O să vedem, dragii mei raci, în continuare. Capul sus, sufletul, esențial este să avem credință în planul divin pentru că Universul lucrează pentru binele nostru cel mai înalt și de cele mai multe ori, sau dacă nu la modul general, suferințele de fapt sunt adevărate binecuvântări.
Vă pup, vă doresc o seară absolut minunată, toate cele bune, numai bine, dragii mei, vă pup!